Salut! Suntem în Colombo. Urmează să plecăm. Călătoria noastră de 3 luni în Sri Lanka e pe sfârșit. Și având în vedere că plecăm, vrem să facem un vlog retrospectiv, așa cum am mai făcut înainte de a pleca din fiecare țară pe care am vizitat-o. Da, un vlog în care să ne spunem impresiile și trăirile după 3 luni în Sri Lanka. Am ajuns în februarie, am aterizat în Colombo, ne-am cazat în Negombo, după am fost în sud, la Mirisa, Matara și Gale. De pe coasta sudică am plecat la Tisamarama, în Parcul Național Iala, unde am făcut acel safari despre care știți. De acolo am mers în zona montană, la Ela, Haputale, Hatton, Norwood, în zona plantațiilor de ceai, unde ne-a și plăcut cel mai mult. Din zona montană am coborât spre Kandy, apoi am ajuns la Wategama și Matale, unde am fost la grădina de mirodenii. A urmat Habarana, am urcat la Pidurangala și am fost și la Dambula. De acolo am mers la Polonnaruwa să vedem orașul antic și călătoria se apropia încet de final. Drumul de la Polonnaruwa până la Colombo era prea lung, așa că am făcut o oprire de o săptămână în Kandy și de acolo am revenit în capitală. Și acum, după cele 3 luni, putem să avem o imagine clară despre Sri Lanka și să vă spunem ce ne-a plăcut, ce nu ne-a plăcut. Încă de dinainte de pandemie, noi aveam așa un gând, cum că la un moment dat o să ajungem în Sri Lanka, pentru că găseam pe Airbnb tot felul de case izolate, așa, în mijlocul naturii, cu palmieri, și ne gândeam noi ce fain ar fi să stăm acolo și să lucrăm remote, să ne relaxăm, plus că aveau niște prețuri foarte bune. După a venit pandemia, nu am mai plecat nicăieri. Când s-a terminat pandemia, în Sri Lanka a intrat în faliment aproape. În 2022 a trecut prin cea mai gravă criză economică din istorie. Și atunci au fost mari probleme cu întrerupere de curent, nu era curent cu orele, nu erau alimente, nu erau medicamente și atunci, practic, era o țară închisă din punctul de vedere, nu se putea, și multe aeroporturi erau închise. Și atunci a trebuit să amânăm, chiar și pe pandemie, când ne propusesem să venim în Sri Lanka. Când am ajuns, nu pot să zic că am avut vreun șoc cultural, pentru că eram oarecum obișnuiți cu o țară săracă, să spunem. Fusesem în Egipt și am zis că dacă ne-am descurcat în Egipt, sigur o să fie ok și în Sri Lanka. Și ne-a surprins Sri Lanka la început, pentru că totul era mult mai curat față de Egipt. Străzile erau mai curate, cazările au fost mult mai curate față de Egipt. Deci nu se compară din punctul ăsta de vedere. Când am venit aici aveam cumva așteptări să fie mai greu din anumite puncte de vedere, cu internetul, cu transportul, poate și chiar cu cazările, chiar și cu găsitul alimentelor sau cu anumite tipuri de produse alimentare, cu supermarketurile. Ne gândeam că să avem nevoie să mergem pe distanță mai lungă să facem cumpărături dacă stăm într-un sat sau... Dar nu, n-a fost așa. Pe de altă parte, mă gândeam că o să facem un puțin mai multe activități în natură și că o să avem mai multe ieșiri, să zic așa, în natură. Doar că și acolo așteptările nu se potriveau pentru că era mult mai puțin accesibil decât ne gândeam că o să fie. Da, ne-am fi așteptat să facem mai mult trekking pentru că în Sri Lanka vii mai mult pentru zonele naturale, pentru că orașele nu pot să zic că... Da. Sunt foarte atractive. În afară de Kandy, unde poți să găsești anumite elemente, și Colombo. Rest... Da, și Gale. Și Gale, da. Orașele astea unde mai găsești arhitectură colonială sau de dinainte de a veni coloniștii. Dar în rest nu prea ai ce să vezi în orașe. Așa că vii pentru zonele naturale, pentru că există aici de la plaje foarte frumoase cu palmieri până la cascade, plantații de ceai, plantații de orez. Da, peisajele sunt diverse. Da, natura e foarte diversă și cumva asta ne-a și atras, de asta am și vrut să venim.
Cel mai mult ne-a plăcut în zona montană, dar poate și pentru că temperaturile erau mult mai bune acolo și vedeam viața cu alți ochi. Da, sigur. Și aveam mult mai multă energie și poate și de asta. Păi sigur și de asta. Dar și pentru că e aer mai curat, nu e atâta praf, nu e atâta gălăgie, e altfel în zona montană. Cu temperaturile ne-a fost cel mai greu, pentru că eu cel puțin rezist mai bine la frig decât la căldură. Temperaturile în general au fost între 30 și 40 de grade și umiditatea în jur de 80%. În zonele de coastă, chiar dacă e cald și umed, bate briza și atunci e mai plăcut. În zona montană a fost cel mai bine din punct de vedere al temperaturii, asta vă ziceam mai devreme. Chiar dacă și acolo temperatura crește după ora 12 peste 30 de grade, noaptea scade până pe la 15 grade și asta face ca dimineața să fie o temperatură așa foarte bună și în care ai impresia că, Doamne, e cea mai frumoasă zi din viața ta în Sri Lanka când e răcoare. Inițial am crezut că o să prindem o lună de sezon uscat și vreo două luni de muson. Da, sau jumătate, adică o lună jumătate. Doar că s-a decalat foarte mult, pentru acum e deja prea cald și localnicii se miră. Da, am avut probleme cu seceta, ziceau că e normal în martie, ploua bine și avea probleme cu irigatul orezăriilor, pentru că eu nu am lacuri naturale și atunci cam toate lacurile artificiale și lacurile pentru irigații erau la un nivel foarte scăzut. În zonele de deal și în zonele joase din centrul țării, acolo a fost cel mai cald. 38-40 de grade, umiditate foarte mare. Da, chiar în zona unde sunt lacuri din astea artificiale, sau cum să le zic, pentru irigații. Acolo sunt un fel de mlaștini și senzația era de seră. Da, efectiv ieșai la 6 dimineața din casă și te lovea așa un efect de seră. Indiferent că ești la 6 dimineața, la 12 ziua, e aceeași temperatură și după 5 minute ești ca ieșit de sub duș. Da, și nu plăbătea vântul. Da, acolo nu e prea plăcut de stat. În zona aia, Polonnaruwa, Sighiria, a fost foarte cald și acolo nu prea e de stat, adică mergi câteva zile, vizitezi ce ai de vizitat și cam pleci. În privința oamenilor a fost chiar foarte ok, adică ne-am simțit bine primiți, ne salutau oamenii pe stradă uneori tot timpul, da. Adică fiecare om care trecea pe lângă noi ne saluta. Din punctul ăsta de vedere ne-am simțit bine și ne-am simțit în siguranță printre oameni. Cumva ce ne-a făcut să ne simțim uneori, nu știu cum să zic, stingheriți poate, era faptul că dacă mergeam la un magazin local și ne puneam la rând să cumpărăm ceva, ne chemau în față. Chiar dacă erau la rând 4-5 oameni, ne chemau să cumpărăm noi primii. Și în momentul în care le spuneam că e ok, așteptăm, se mirau cumva că nu profităm de faptul că putem să nu mai stăm la rând. Și asta inițial am crezut că e doar așa pentru că suntem musafiri, să zic. E un semn de ospitalitate. Dar ulterior am înțeles că, sau m-am gândit că e posibil din cauza faptului că suntem europeni, dacă să nu zic albi. Da. Pentru că de multe ori observam o atitudine foarte umilă în momentul în care era un raport cu turiștii mai ales. Deci dacă te duceai într-un loc foarte turistic, unde erau mulți turiști, erau foarte umili și încercau să facă pe plac exagerat de mult, a zice. Da, adică așa ne-am gândit noi, că încă se văd efectele faptului că au fost colonie. Au o atitudine foarte umilă față de europeni și uneori am observat că și turiștii cam tratau așa cu superioritate. Pe noi cumva asta nu ne făcea să ne simțim chiar în largul nostru. Faptul că erau exagerat de umili și nu avem sânge albastru, adică poți să vorbești cu noi de la egal la egal. Erau situații în care mergeam la cazări și erau poate gazdele de vârsta părinților noștri și ne vorbeau cu sir și madam și era ciudat, adică nu știu.
Da, poate fi o formă, o formă de respect pe care eu acordă. Calitate, da. Dar în momentul în care noi ne purtam, cum să zic, foarte... Normal. Adică, da, normal. Adică, de exemplu, dacă mergeam la cazare, îl duceam noi farfuria după ce am mâncat. Sau duceam gunoiul. Sau întrebam, ne putem duce gunoiul. Și erau chestii astea banale, cum ar veni din viața de zi cu zi. Erau surprinși, după care se obișnuiau și deveneau un pic mai... Dar se mirau foarte tare. Da, sau da. Dacă lăsai locul în autobuz unei doamne. Sau... Pur și simplu, se miră foarte tare. Ca și când nu sunt obișnuiți să-i tratezi uman, până la urmă. Da, acum asta e mai mult la persoanele de peste 45, a zice, da. Pentru că tinerii au un pic altă deschidere, adică sunt sigur că sunt tineri care au fost poate plecați cu burse, pentru că au multe legături cu educația din Australia, Noua Zeelandă, Singapore, cred, am mai văzut, și în momentul în care au un pic de deschidere, e un pic altă atitudine la tineri. Copiii, la fel, sunt foarte, foarte timizi. Zâmbesc așa și se uită la tine și te salută, dar așa foarte rapid, adică nu vor să se oprească. Și se miră foarte mult când văd în autobuz sau în tren oameni albi, să zic așa. Da. Adevărul e că ne-am călătorit doar cu autobuze locale și atunci de multe ori se mirau foarte mult când ne vedeau în autobuze, mai ales pe anumite rute unde nu erau turiști sau înspre locuri pe care turiști nu le frecventează. Și în felul ăsta, prin faptul că am călătorit doar cu tren și autobuz, doar printre localnici, am observat felul lor de a fi, cum se comportă. Am trăit printre ei, practic. Da, da, deci am văzut viața ca și cum am fi locuit aici 3 luni. Pentru că singurele momente în care am fost într-o atmosferă turistică erau atunci când vizitam locurile foarte populare din Sri Lanka. Așa ne-am și pus în situația de a ieși din zona de confort și de a simți uneori disconfortul, pentru că unul dintre lucrurile care nu ne-a plăcut sau care ne-a obosit uneori a fost exact transportul în comun. Chiar dacă la cazări se poartă foarte frumos, când mergi cu transportul în comun nu mai e așa de plăcut. Da, pe lângă faptul că e aglomerat, e de obicei foarte aglomerat, autobuzele sunt pline, modul în care oamenii localnici se împing e cel mai neplăcut lucru. Pentru că, ok, e foarte aglomerat și oamenii nu prea au unde să se miște, că dacă autobuzul e plin, e complicat, dar dacă trebuie să coboare sau să urce, pur și simplu se duc. Ca tancul. Adică am văzut copii care erau... Sandwich, da. Și erau loviți cumva cu diferite plase, sacoșe... S-au împinși așa pur și simplu, dacă trebuia să coboare, chiar și mama îi împingea așa în toată mulțimea ca să poată să iasă din autobuz. Și mai e o problemă faptul că autobuzele merg foarte agresiv, adică dacă pune frâne de multe ori te poți duce tot autobuzul să cazi. Dacă ai loc, dacă nu te oprești, te înviși între oameni și nu prea ai unde să mai cazi. Da, se împing foarte tare, nu au ideea aia de a, nu știu, dacă n-ai loc, să-i zici scuze, dă-te mai așa, sau nu, ei trec, pur și simplu, dau cu ce au în plasă, sacoșă în cap, după cap, nu există chestia asta, foarte rar s-a întâmplat să-și ceară scuze cineva dacă ne-a dat câte o sacoșă după cap. Da, e așa un fel de, e cumva în, nu știu cum să zic, în obișnuința lor de a călători așa, acum nu pot să-mi dau seama exact de ce, pentru că e clar că până acum câțiva ani probabil că aveau mult mai puține autobuze sau legături de transport în comun și atunci era înghesuială și a rămas cumva cu obișnuința asta. Dar acum când sunt mult mai multe opțiuni, da, cumva mă gândeam că, pentru că am călătorit și în alte locuri, e foarte aglomerat și se înghesuia lumea, dar când coborai ziceai pardon, pardon și se făcea loc. Aici, când cobori, trebuie să te duci, să te împingi, să... plus că de multe ori trebuie să cobori aproape din mers sau controlorul care vinde bilete, mai că te împinge, da, ori te împinge să urci, ori te împinge să cobori. Și trebuie să fii foarte atent să nu te lovești, pentru că ușile sunt tot timpul deschise, deci nu există. Ușa se închide doar când oprește autobuzul, seara, când îl parchează. Și la fel și la trenuri.
au fost situații în care a fost vagonul mai liber și tot a fost în regulă, dar au fost situații în care era full trenul și în momentul în care ajungeai în gară, tu voiai să cobori împreună cu alți pasageri și alții voiau să urce în același timp. Adică ei nu așteaptă să coboare oamenii ca să poată să urce după. E pur și simplu o bătaie așa și rămâi la mijloc și te împingă aia care vor să urce, te împingă aia care vor să coboare și e ceva de Doamne ferește. Deci eu n-am mai întâlnit așa ceva. Da, ești împins din ambele părți. Noi nu reușeam să filmăm chestiile astea. Imaginați-vă că dacă abia ai loc să te ții cumva, să nu cazi, să nu te împrăști pe acolo când ești în picioare, n-ai cum să mai ții camera în mână și... Da, știu, multe ori nici nu aveam camera tot timpul la noi, că noi mergeam la cumpărături, să mergeam la... Nu știu, să... Uneori erau situații de-astea în care nu mai puteai, te enervai foarte tare. Erau situații în care îți venea să râzi de situația în care te aflai. Deci, transportul cu autobuzul local e foarte inconfortabil. Nu recomand să mergi pe distanțe de mai lungi de 4-5 ore, pentru că la început, poate în primele săptămâni ziceam, mamă, ce fain, autobuz, aventură. Da, e o aventură, senzații tari, autobuzul ăsta care merge cu ușile deschise, muzică la maxim, lumini peste tot, că e așa ca o discotecă mobilă, cât un autobuz la ei. Și la început zici, o iei așa ca pe o experiență și te bucuri de ea ca ceva diferit, dar după câteva săptămâni, după ce tot frecventezi autobuzele astea locale, nu ți se mai pare fain. Plus că, cum ziceam, oamenii se împing foarte tare și aveam întotdeauna stresul ăla de a mă urca și de a coborâ din autobuz, pentru că poate să plece din mers. Ideea e că există și transport, adică autobuze cu aer condiționat și autobuze expres, autocare, de fapt, foarte confortabile și le-am văzut de câteva ori, doar că sunt pe anumite rute principale și frecventate mai mult de turiști. Da, și sunt pe între orașele astea mari, Colombo Candy, Colombo, da, Gale, Colombo Mirisa, Matara. Da. În alte părți nu prea se văd. Pentru că am filmat mai des cu ele, erau și mai rapide. Și problema la transportul local cu autobuzele lor e bagajul, pentru că nu mai ai unde să pui bagajul și e foarte complicat. Cu trenul a fost ok, dar nu întotdeauna. Adică am avut drumuri în care vagoanele erau libere. Noi n-am avut niciodată loc rezervat. Adică da, se cumpără la ei bilet pe o anumită rută și îți mai faci o rezervare de loc, dacă vrei asta. Ideea e că se face cu cam o săptămână înainte și dacă vrei așa de azi pe mâine, nu prea mai găsești. Vagoanele sunt de clasa 1, 2 și 3, unele dintre ele, și mai sunt altele care au doar clasa 3. Și, cum ziceam, n-am avut loc rezervat. Au fost dăți în care trenul era mai liber și am reușit să stăm jos. Au fost dăți în care am mers pe distanțe scurte și am stat în picioare pe la uși pentru că voiam să filmăm și nu aveam bagaj cu noi. Și au fost situații în care am mers pe distanțe un pic mai lungi și cu bagaj. Cum am intrat în tren, ne-am blocat acolo la intrare și acolo am rămas. N-aveam unde să înaintăm deloc, n-aveai loc să alungi un ac în tot trenul. Problema era că se împingeau și tot urcau și coborau, asta era, nu neapărat că era, da, casa de picioare. Că asta voiam să zic, că nu vă imaginați că dacă stai în picioare, doar stai și toată lumea stă și ok, doar stăm. Au obiceiul ăla de a se freca de tine și se tot plimbă de la unii la alții și nu au nicio problemă ei să se înghesuie. Adică uneori zici că le face plăcere și când e trenul cel mai full, atunci mai urcă și câte un vânzător de, eu știu, mâncare, apă și trece cu câte un coș din ăla mare, ți-l pune peste cap, na. Asta zic că poți să o vezi ca pe o aventură pe termen scurt, dar în momentul în care faci asta pe termen mai lung, nu mai e chiar așa plăcut. Transportul în comun e foarte ieftin, în general, adică biletul costă undeva de obicei la 1 leu, 2 lei pe distanțe destul de lungi, și cu trenul și cu autobuzul local. Dacă folosești rezervare la tren sau la clasa 1, atunci crește puțin prețul, dar tot e ok. Tot e ieftin, da. Undeva la 3 euro. La fel și autobuzul cu aer condiționat,
tot undeva la 3-4 euro pe distanțe de câteva, poate sute de kilometri. Deci, din punct de vedere al costurilor, transportul e foarte accesibil. Și transportul cu tuk-tuk-ul e accesibil, doar că în zonele foarte turistice, acolo ei tot încearcă să te ducă la suprapreț. Și am folosit de multe ori aplicația PicMe, unde vezi prețul real, să zicem așa, și cam știi cam cât ar trebui să plătești. În zonele foarte turistice, localnicii strigă după tine să te ducă cu tuk-tuk-ul și asta e uneori foarte enervant. Pentru că așa aleg câteodată cel mai prost moment să te invite la mers cu tuk-tuk-ul. Poate ai venit super transpirat și ți-e cald sau ți-e foame, ești obosit, ai rucsacul în spate, tu vrei să te duci la cazare, tocmai ce ai coborât dintr-un autobuz. Și exact atunci vine un tuk-tuk la tine și zice, hai să-ți fac turul orașului și îți înșiră toate obiectivele turistice și hai să te duc și acolo și acolo. Și îți dai seama că n-ai niciun chef. Și îl refuzi și el tot insistă și el refuzi și tot așa. Sunt multe situații în care se holbează la tine foarte mult, insistent. Și am avut cel puțin eu momente în care pur și simplu vreau să mă bag sub o piatră să nu mă mai vadă nimeni sau să mă închid într-o carapace. Dar nu e la fel cum am văzut în alte videouri sau poze în India. În India, da. Adică nu te agasează în sensul că vin la tine pe grupuri de oameni să facă poze sau nici nu prea îndrăznesc să ceară. Se scuipă foarte mult pe jos. Vezi trotuarele, aleile, străzile pătate cu scuipat roșu. Și asta pentru că ei mestecă nuci de areca. Așa se numesc. Adică nu doar nuca, e un amestec. Se folosește o frunză de betel, o nucă de areca, frunze de tutun și var stins. Și fac ei un amestec sub formă de con pe care îl mestecă. După ce îl mestecă, îl scuipă și amestecul ăla se face roșu. Nuca aia de areca devine roșie după ce e mestecată și de asta e plin de scuipat roșu pe jos. La început era un pic dubios să-i vedem pe oamenii care mestecă nucile pe stradă, pentru că au o privire așa tulbure, pierdută, întunecată, sunt roșii pe la gură și nu știu, îți dă așa un pic de... Ei așa și conduc. Și cumva te gândești că poate n-ai fi în siguranță, dar nu, n-am avut situații neplăcute. Dar la început, când intri în contact cu chestia asta, nu e o senzație foarte plăcută. Dar de ce mestecă nucile astea? Pentru că au efect narcotic. Și ei, unii dintre ei, mai mereu sunt sub efectul nucilor de areca. Și chiar dacă oamenii știu că sunt dăunătoare și pot să provoace tot felul de tipuri de cancer, nu renunță la asta pentru că e un obicei adânc înrădăcinat în tradițiile lor și unii sunt dependenți și nu mai pot să renunțe la asta. Sunt unele țări unde e interzis, dar în Sri Lanka nu se interzice. Am văzut doar în orașele mai mari, cum sunt Candy, Colombo, indicatoare care arătau faptul că e interzis să scuipi pe jos și se dădeau amenzi, dar nu știu cât se și aplică. Da. Pentru că oamenii mestecă așa, fără nicio problemă. Țigarele sunt foarte scumpe în Sri Lanka și din motivul ăsta nu prea vezi să fumeze pe stradă, dar au viciul ăsta cu nucile de areca. Da, accizele la tutun și alcool sunt foarte mari, se încearcă cumva reducerea consumului de tutun. Vârsta minimă legală pentru fumat e 21 de ani și un pachet de țigări e undeva la 45 de lei. Da, cam așa am văzut în magazine. Da, și citeam că pentru localnici, dacă ar fuma o țigară pe zi, ar fi 10% din venitul lor, ceea ce e foarte scump pentru ei să fumeze. În privința cazărilor, putem spune că am avut cazări bune și foarte bune și la prețuri ok. Adică n-am avut decât o singură cazare care a fost așa mai coteț. Și aia pentru că n-am fost atenți la când am ales cazarea, ne-am uitat ca la toate review-urile mai vechi, dar a fost pe termen scurt.
Și în rest a fost curat în mare parte. Am avut condiții ok, am avut aer condiționat la multe cazări și într-un preț bun, sub $20 pe noapte. Nu am stat la hoteluri deloc, am stat la guest house-uri, la bungalow-uri, acasă la oameni, pentru că așa facem în general. Și de multe ori când mergi acasă la oameni e mai curat decât la hoteluri, pentru că te duci acasă la el, vrea să te primească bine, dacă cumva o lenjerie de pat nu-i curată, te duci și spui și atunci se simte prost. Și în general am avut experiențe ok din punctul ăsta de vedere. Ne-ați întrebat cum găsim noi cazări așa de frumoase uneori. Și aici e meritul lui Lau, pentru că el le găsește, el le rezervă. Nu ne propunem ca întotdeauna să stăm în zonele centrale. De ce le evităm? De multe ori le evităm, stăm în zonele mai limitrofe și pe la periferii și luăm autobuzul local până în zonele centrale sau mergem pe jos. Și în felul ăsta, dacă stai acasă la oameni și nu urmărești neapărat să stai în centru, găsești cazări curate, frumoase și la prețuri bune. Uneori am avut o cameră rezervată cu baie privată, alteori am avut mici apartamente în care am avut și bucătărie și un birou unde să lucrăm. Sau a fost situații în care am avut o casă întreagă, cum a fost cea din apropiere de Candy. Da, asta a fost o problemă, pentru că nu prea găsești apartamente în afară de Colombo. Și atunci să găsești, să închiriezi un spațiu întreg, e complicat și să ai și bucătărie, așa cum căutăm noi de obicei. Și am avut insecte și gecko cam peste tot, adică eu cred că nu prea e cum să eviți. Da. Pentru că de multe ori ai acoperișul ăla care te ajută din punct de vedere al temperaturii, că seara mai intră aerul și nu se încinge așa foarte tare plafonul. Dar intră gecko și la un moment dat te obișnuiești cu ei. Și furnici am avut peste tot, adică dacă uiți ceva de mâncare pe masă, gata, se adună toate. Și ne-am adaptat, adică ne-am tot luat soluții anti-țânțari, anti-insecte și am făcut pe față. Ne-au vizitat de foarte multe ori maimuțele la cazare. Uneori am avut gratii la ferestre, alteori n-am avut și au fost momente în care puteam să ne trezim cu maimuțele în casă, dar am văzut în ultimul moment și am încercat să le speriem. Ne uitam și pe la vecini, când stăteam cazați pe la case. În momentul în care treceau maimuțele, nu prea mai aveau ce să facă, adică când traversau curtea, maxim puteau să stea cu câte o mătură în mână ca să le sperie, dar nu prea ai cum să te opui. Fac pagubă la casa omului, adică fură tot felul de chestii, tot ce prind, da, e greu cu maimuțele la ei. Cum ne-am descurcat cu mâncarea în Sri Lanka? La ei e foarte gustoasă mâncarea pentru că folosesc foarte multe condimente, dar e și foarte picantă, cel puțin pentru noi. La ei chili se vinde la sac, la kilogram, pun chili în absolut, în mai toate preparatele. Da, și a fost mai greu un pic cu mâncarea. Da. Pentru că nici nu e așa de variată și atunci, dacă nu aveam bucătăria noastră, a trebuit să ne mulțumim cu mâncarea picantă. Da, cu mâncarea picantă. Am găsit și uneori când nu era foarte picantă sau nu era deloc, dar am mâncat orez și noodles. Da. Cam astea sunt principalele feluri de mâncare la ei, oricum, adică curry cu orez, tot felul de curry-uri, dar tot cu orez. Și la un moment dat când ne săturam de orez și noodles și ne găteam și în general ne-am gătit foarte mult în Sri Lanka. Și ne-am dat seama că într-o țară unde mâncarea nu e neapărat foarte atractivă pentru noi, cumva și sentimentul de a locui mai mult în țara respectivă parcă nu e așa de tentant ca, de exemplu, când eram în Georgia sau... Da, în Georgia ne-a lipsit brânza, ne-a lipsit... iau legume și am mai mâncat roșii și castraveți, doar că nu sunt tot timpul nici gustoase, nici... nu știu dacă sunt aduse uneori din alte părți. Că așa au agricultură în zona montană, am văzut varză, am văzut conopide și praz. Foarte mult praz am văzut în zona montană. Dar în rest nu am văzut legume să cultive în zona de câmpie sau în zona de plajă și atunci și fructele și legumele, sunt destul de scumpe. Da, adică au legume pe care le
pun în căriuri și fac tot felul de sosuri. Dar în momentul în care ți-e poftă de o salată, e greu să găsești legume și coapte, că de multe ori roșiile la ei sunt așa cum sunt gogonelele la noi. Plus că lactatele sunt și mai scumpe și brânză nici nu prea găsești. Adică... Da, da. Da, mâncarea în general nu e ieftină deloc. Pentru ei mai ales. Pentru noi, da, e cam ca în România. Și ce am observat la ei e faptul că la magazine nu se cântărește, adică prețul nu e pe kilogram, e pe 100 de grame sau pe 500 de grame cel mai mult. Și, în general, la prozar sau în magazinele astea mici, ei cumpără fructe sau legume în cantități foarte mici. Da. Pentru că, din păcate, mulți nu-și permit să cumpere mai mult. Adică vedeai oameni care cumpărau o roșie, doi castraveți, o salată și noi când cumpăram, de exemplu, banane, dacă cumpăram 2 kg de banane odată, omul de la aprozar era foarte încântat și mirat uneori. Sau dacă cumpăra 10 ouă, deja era, da, da, da. E îmbunătățit ziua. Da, așa se arată faptul că e o țară săracă pentru că oamenii nu-și permit să cumpere decât la 100 de grame, adică, nu știu, cumpără 2 bucăți și cu aia fac mâncare o zi, 2, după care vin peste 2 zile și cumpăr din nou tot așa. Din perspectiva locurilor pe care le-am vizitat sau pe care le-am văzut, am fost și în locuri foarte turistice, foarte populare, unde erau foarte mulți străini și foarte mulți vizitatori din diferite țări și unde și costurile sunt mai mari sau foarte mari. Și am fost și în locuri mai puțin populare printre străini, unde atmosfera era mult mai liniștită și mai locală, plus că intrările erau mult mai ieftine sau era fără intrare. Deși pentru turiști nu prea există chestia asta, și în parcuri trebuie să plătești intrare în multe locuri și da, la temple. E preț diferențial și de multe ori turiștii plătesc dublu sau triplu față de localnici. Unele obiective sunt, intrările la unele obiective sunt foarte scumpe și peste 30 de dolari uneori. Da, asta e un lucru care mie nu mi-a plăcut în Sri Lanka și nu-mi place. Faptul că peste tot sunt intrări și foarte scumpe. Adică dacă vrei să vizitezi parcuri naționale, de la 40 de euro în sus, că trebuie să ai un ghid sau safari. Și nu există varianta de a, de exemplu, era un parc național unde puteai face trekking, trasee de drumeție, mai multe zile. Și era 30 de euro pe zi. Deci, practic, nu puteai să iei un bilet pe o săptămână, să zici, da, stau în parc, în zona aia o săptămână și fac în fiecare zi alt traseu. 30 de euro era fără ceva taxă, TVA și alte chestii. Deci, ajungeai la 40 de dolari, 50 de dolari ca să faci un trekking. Am văzut foarte multe comentarii. În general, Sri Lanka nu e o țară unde să vină lumea la resorturi sau în... Da. Să petreacă timp la relaxare. Adică, de obicei, Sri Lanka e o țară unde vin oameni pentru aventură, foarte mulți backpacker și, în general, ei nu vin să, cum să zic, să cheltuie 1000 de euro săptămână la un resort. Marea masa turiștilor din Sri Lanka sunt aici pentru aventură, să meargă cu trenul, să facă trekking, să vadă animale, păsări. Și atunci ei vor să viziteze cât mai multe, dar în momentul în care ai taxele astea, am văzut foarte mulți care ziceau că mai mult de un parc, două, nu poți să vizitezi dacă vii aici și, ca și turist. Da, cumva am avut senzația că încearcă să recupereze tot ce au pierdut în perioada aia de pandemie și de criză. Da, e de înțeles. Dublat, triplat, da, toate, da, e intrările. De înțeles. Că din turism au trăit și practic 5 ani n-au avut încasări, da, din turism. Doar că asta merge acum pe termen scurt, când lumea vine. Și după 2-3 ani s-ar putea să nu mai vină, să se ducă în alte zone mai... Pentru că din punct de vedere al infrastructurii turistice nu e deloc dezvoltat. Nu. De multe ori nu ai nimic ca și infrastructură turistică și atunci... Turistul care vine aici și dă aceleași bani pe intrare ca și la, nu știu, în altă țară, adică prețurile poți să le compar cu Europa la intrări. Da, da. Păi și în Europa poate să fie mai ieftin la între muzee decât aici. Atunci, când acolo ai infrastructură, n-ai bate drumul până aici și plus viză ca să plătești intrări ca în Europa. Cam astea au fost impresiile noastre din Sri Lanka după 3 luni și așa experiențele relatate foarte succint. Pe larg ați văzut în vloguri, dacă ați urmărit unele dintre vloguri sau toate. Și acum să spunem cât am cheltuit. Bugetul cu tot cu bilete de avion și viză pentru 3 luni a fost de 2900 de euro pentru amândoi. Da, deci 2900 de euro pentru două persoane, dintre care 700 de euro aproape a fost doar bilete de avion și viza. Viza însemnând pe 3 luni, adică da, viza inițială plus viza extinsă.
Da, deci ar fi 2200 de euro fără viză și bilet de avion, pentru că astea oricum variază. Ar veni undeva la 750 de euro pe lună. Da. Cazările au fost ok ca și prețuri, adică ne-am încadrat bine, deși ne așteptam puțin mai ieftin să fie, dar după ce am venit aici sau când căutam cazare, am observat că sunt destul de scumpe dacă ai anumite condiții. Și noi inițial am lăsat cam jos bugetul de cazare, după care am zis că dacă vrem anumite condiții, e ok, mai bine să plătim undeva la 12-13 euro pe zi. Și așa ne-a și ieșit. Da, dacă e să fac un total al cazării pe toate astea 3 luni, se adună 1230 de euro. Deci asta din aia 2200 cheltuiți în țară fără bilet de avion, fără viză, 1230 de euro înseamnă cazările. Da, deci cam 400 de euro pe lună. Transportul fără avion, 75 de euro. Da, în transportul local... În 3 luni, da, foarte puțin. Mâncarea, 700 de euro. Asta a fost mai mult decât ne așteptam. Da. Semn că mâncarea, într-adevăr, nu e ieftină. Pentru că am cheltuit, probabil, cam cât cheltuiam și în România pe mâncare. Obiective turistice, 220 de euro. Da, dar aici v-am zis, au fost obiective, adică cel mai mult a fost safariul și Parcul Național Iala și Polonnaruva, situl. Asta a mai fost intrări așa până în 10 euro, da, majoritatea, dar cele mai scumpe, da, au fost safariul care a fost... 100 de euro, de 100 de dolari. 100 de dolari pentru amândoi și Polonnaruva 30 de dolari de persoană. Da. Bun, deci cam asta a fost bugetul în care noi ne-am încadrat. Cu tot cu viza am rămas la 2900 de euro și chiar zilele trecute vedeam o reclamă pe Facebook, cred, cu un tur în Sri Lanka de la agenție de turism, care costa 2000 de euro de persoană pentru 12 zile, 12 da. Nopți. Da, incluzând avion tot. Da, intrările, obiective, da. Tot. Da, de persoană, pentru 12 zile, 12 nopți. Deci, noi practic am cheltuit... bugetul respectiv 3 luni aici. Da, dar noi v-am mai zis în alte vloguri că atunci când călătorești pe termen lung e mai ieftin decât când mergi în vacanță. Da, pentru că ai mai mult timp și nici nu ai aceleași cheltuieli, nici nu ai aceeași tendință de a cheltui pe tot felul de suveniruri, de lucruri pe care să le iei cu tine, pentru că dacă călătorești pe termen lung nici nu ai loc în bagaj. Dacă ar fi să ne întrebe cineva dacă ne-am simțit în siguranță, ne-am simțit în siguranță. Nu au fost momente în care să ne fie frică pe stradă sau da. Așa. Dar a trebuit mai mereu să fim atenți. Să fim atenți să nu dea tuc-tucul peste noi, să nu când treceam strada. Pentru că ei merg foarte agresiv, adică trebuie să fii foarte atent. Ne-a prins bine experiența din Egipt. Da. E mai bine, e mai lejer ca în Egipt, adică aici ok, oprezi, dacă le faci cu mâna așa semn, e încetine și oprezi, deci practic tu poți să oprești. Da, dar dacă traficul. Nu faci semnul ăla, nu prea, da, poate după vreo 5 minute oprești și cineva să te lasă să treci. Da, da, așa, da. Așa fac semn și atunci trebuie să furi din meserie. De multe ori oamenii asociază Sri Lanka cu India, dar nu se compară, adică... Din ce am văzut, că n-am fost în India. Din ce am văzut, noi n-am fost în India, dar am văzut videouri și... Aici nu putem vorbi de canalizare la suprafață nu. Gunoi pe stradă, nici măcar mirosuri, că nu poți să nu, da, în Colombo e... Da, în Colombo, dar na, ca în orice capitală până la urmă. Dar la cât e de cald și umed, te aștepta să fie mult mai rău, dar nu, din punct de vedere al mirosurilor, dar nu e. Cam astea ar fi impresiile noastre și concluziile după 3 luni în Sri Lanka. Dacă am fi putut sta mai puțin sau am fi vrut să stăm mai puțin, poate că da, poate că 2 luni și jumătate ne-ar fi fost suficient. Da. Doar că noi ne-am cumpărat biletul de avion dinainte și na, da. Asta a fost, dar noi ne-am gândit că o să mergem și în nord sau în est. Și atunci de asta am luat avionul așa târziu, că am zis că mergem în nord extrem, să vedem și partea de nord, dar ne-am răzgândit. Da, după ce am ajuns zona aia central-nordică și am văzut cât de cald e și cum e efectul ăla de seară, am zis că sigur în nord o să fie și mai rău și am renunțat. Da, erau 43 nu, de grade. Nu ne-am fi bucurat și atunci nu... Plus drumul care trebuia făcut înapoi până în Colombo de vreo 12 ore. Da, și... pentru distanțele nu sunt foarte lungi, doar că transportul comun nu că nu merge repede, dar oprește foarte des. Și... Da, și sunt multe drumuri destul de
așa... Sinoase, da. Da, prin munți sau prin dealuri, prin zona de dealuri și acolo merge foarte repede pentru cât, cum e drumul. Când l-au zicea la mine, dacă ar fi bun de șofer de curse. Da, da, deci dacă ar face curse de, s-ar înscrie la raliuri sau ceva de genul ăsta, ar fi... Deci nu, de multe ori pun frână și fac curbă în același timp în nici jumătate de metru, nu înțeleg cum să lovesc. Da, da, da. Mulțumim dacă ați rămas până la final, sperăm că poate au fost utile informațiile astea. Da, și sunt impresiile noastre sau cum ne simțim noi, nu sunt neapărat... Da, nu e o regulă. Da, adică nu înseamnă că așa e Sri Lanka neapărat, asta e, așa, e pentru, așa a fost pentru noi și așa am simțit-o noi. O să urmeze un vlog cu sfaturi practice în care o să rezumăm aspectele care pot fi utile dacă vii în Sri Lanka, adică da, exact. Da, chestii practice, punctuale, internet, da, punctuale. Transport în sensul de site-uri unde poți găsi informații, pentru că sunt foarte, nu știu cum să zic, dispersate informațiile astea pe internet, atunci poate să fie util. Da, deci o să facem un rezumat a tot ceea ce ar trebui să știe cineva în momentul în care se decide să vină în Sri Lanka. Mulțumim că ne-ați acordat timpul vostru, că ne susțineți prin like-uri și comentarii și ne vedem data viitoare. Îmi vine umbra pe față? Păi da, la amândoi vine. Aia e. Că suntem sub un copac care are crengi. Cazările au fost în mare parte foarte bune. E un păianjer mare. Astea care sunt importate sunt foarte scumpe. Păi, dar iar... Alt păianjer. Așa e când filmezi natură.